Parchetul solicită condamnarea unei românce acuzată că a sustras bijuterii în valoare de 18.000 de euro și 7.600 de euro numerar la casa în care lucrează ca menajeră. Procurorii cer condamnarea unei menajere românce acuzată că a sustras bijuterii în valoare de 18.000 de euro și 7.600 de euro numerar din casa în care lucrează. Anchetatorii susțin că inculpata româncă, în vârstă de 23 de ani, a fost angajată să facă curățenie într-o casă de pe strada Hevia Bolanos din Oviedo. Profitând de această împrejurare, care i-a permis accesul în toate camerele din casă, a localizat cheia unui dulap încuiat care se afla în sufragerie și a deschis-o. Înăuntru a găsit cheile a două seifuri pe care le-a deschis și pe ele, însușindu-și bijuteriile din aur din interior, a căror valoare a fost evaluată judiciar la 18.644 de euro. Aceasta a mai luat din interiorul seifului un plic cu 7.600 de euro cash. Parchetul consideră că faptele constituie infracțiunea de tâlhărie cu forța în lucruri într-o casă locuită, încurajează circumstanța agravantă a încălcării încrederii și solicită condamnarea inculpatului la 5 ani de închisoare. În materie de răspundere civilă, procurorul solicită româncei să despăgubească proprietarul bunurilor sustrase cu 26.2444 de euro plus dobândă legală corespunzătoare, relatează mesajul.ro.